în cartea profetului Isaia, la capitolul 1, cu versetul 19, stă scris. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. O viață de bucurie și fericire este rezultatul natural al ascultării de legile lui Dumnezeu. El nu-i poate binecuvânta pe aceia care nu fac tot ce pot mai bine. Bucuriile cerului nu sunt daruri arbitrare ale lui Dumnezeu pentru aceea care îl urmează, ci rezultatul conformării față de cerințele sale. Dumnezeu pune înaintea omului calea neprihănirii pentru că ea este dreaptă și aduce binecuvântarea, dar îl avertizează și cu privire la consecințele deciziei de a alege calea cea largă, calea fără Dumnezeu. Această cale nu doar că îl privează pe om de viața veșnică, dar îl face să piardă și fericirea care poate fi atinsă în această viață. Făgăduința veți mânca se aplică atât la lumea noastră cât și la cea viitoare. Roadele ascultării sunt culese atât în cer cât și pe acest pământ. Înainte ca Israel să intre în țara făgăduită, Moise le-a arătat binecuvântările de care vor avea parte dacă vor umbla în căile Domnului. Dumnezeu i-a asigurat că aceste binecuvântări pot fi ale lor dacă se vor pocăi și vor umbla pe căile neprihănirii. Bunul nostru, Tată Ceresc, ne îndeamnă cu dragoste să alegem în fiecare zi să ascultăm de sfaturile sale scrise pe paginile Bibliei. Toți aceia care vor ieși biruitori la final vor avea privilegiul deosebit de a auzi cuvintele. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Cât de frumos va fi căminul pregătit în cer! Cred că este mai frumos decât ne putem imagina. Acea zi măreață merită tot efortul nostru. Tendem să-ți iei timp, să meditezi, în fiecare zi la un verset biblic și apoi să-l pui în aplicare. Pentru azi, rămâi la Isaia 1 cu 19. Concluzia finală este că adevărata fericire este condiționată de ascultare.